Salutare, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Tonace FM. Bine ați revenit la seria FCSB și iată-ne în punctul în care am început play-off-ul Craiova și jucăm titlul cu Craiova. În sensul că, după cum puteți vedea, diferența între noi și locul 2, Botoșan, singura echipă relevantă în continuare, în momentul de față, din perspectiva titlului, este o distanță de 14 puncte, cu 18 puncte rămase în joc. Dacă câștigăm astăzi, noi am face 51 de puncte, ei dacă ar câștiga ar face 37. Per total s-ar menține distanța aceasta de 14 puncte și n-am câștigat teoretic titlul în etapa asta, chiar dacă v-am promis că revenim eventual cu meciul care duce titlul pe masă. Însă am fost anunțat de staff, dacă găsesc nu știu unde e, aici, că suntem potențial la o victorie distanță de titlu. Asta pentru că dacă noi câștigăm acum, iar Botoșanul se încurcă, nici nu știu cu cine are meci, dar nu știu dacă joacă în aceea zi cu noi, are cu Viitorul în deplasare. Dacă Botoșaniu, și ce am mai făcut cu Viitorul, văd că a bătut acasă 1-0, deci destul de greu, a bătut iar 1-0, cam asta e mersul. Dacă se încurcă cu Viitorul, titlul este al nostru. Așa că de-aia prefer să jucăm meciul ăsta. Dacă nu, vom mai face un episod din sezonul ăsta, nicio problemă, dar prefer să joc meciul ăsta pentru că există totuși posibilitatea, așa cum v-am promis, să jucăm cu titlul pe masă. Bun, facem și câteva schimbări. Sau nu. Cât are? 84-87. Hai să-i ținem. Hai să-i ținem și măcar prima repriză să-i ținem în joc. Restul sunt ok toți. Hai să jucăm așa. Hai să începem așa. Hai să nu-i schimbăm, că totuși s-ar putea să fie probabil unul dintre ultimele meciuri pe care îl vor juca titularii în sezonul ăsta, pentru că știți bine că mie îmi place, odată ce titlul a fost câștigat, să schimb un pic primul 11, să dau timp și jucătorilor care poate n-au prins multe minute în sezonul ăsta, să le dau și lor câteva meciuri în picioare. Dacă câștigăm astăzi și Botoșanul se încurcă și luăm titlul, e clar că ultimele 5 meciuri, probabil minim 4 dintre ele, le voi aborda cu o echipa rezervelor, gen. Dacă nu câștigăm astăzi, atunci dacă nu câștigăm titlul astăzi, o să continuăm cu titularii normal, primul 11 normal, până când titlul va fi în buzunarul nostru, iar mai apoi restul de meciuri le vom aborda cu ceilalți jucători. Bun, Craiova, cu care am început play-off-ul, așa cum vă spuneam la început, a fost acel meci în care ei au marcat, meciul din episodul nu trecut, din acum două episoade, dacă nu mă înșel, parcă, sau meciul din episodul, nu, meciul din episodul trecut, episodul trecut ați avut meciul cu Craiova, în prima etapă din play-off. Da, nu v-am spus între timp ce s-a întâmplat. Hai să vedem așa, dar nu mi-a arătat aici. Vă spun eu atunci și eventual vă arăt după meci. De la meciul cu Craiova am mai avut parte de încă 3 meciuri. Meciul cu Viitorul, mai apoi cu Astra și cu Botoșani. Toate 3 au fost meciuri câștigate. Am avut nu norocul, le-am câștigat efectiv. Cu Viitorul am avut parte de un 4-1, dacă nu mă înșel, câștigat de noi. Dominare completă, fără niciun fel de problemă, goluri marcate repede, am luat un gol pe final destul de aiurea, zic eu, din partea lor, dar am reușit după aia să mai marcăm, mi se pare, încă o dată și am închis abela undeva la 4-1. Meciul cu Astra am avut, cred că, scorul sezonului record actual posibil în Liga 1, în sensul că am câștigat 7-0. La pauză era ceva gen 4 sau 5-0, am mai dat două goluri în repriza a doua. Primele goluri au venit super repede, Moruțan a dat un hat-trick. Foarte bun meci în sine. Iar cu Botoșani am câștigat
3-1 sau 3-0, nici nu mai știu. Ideea e că am câștigat și cu Botoșani. La fel, un meci de care mă temeam. Un meci care la prima vedere mi se părea un pic cam greu. Botoșanu care până în momentul respectiv avea 3 victorii pe linie în primele 3 meciuri din play-off, reușind prin lucrul ăsta să se țină lipit de noi în clasament, sau cel puțin nu lipit, să... ce era să ne luăm, bă. Să mențină acele cart doar de doar 10 puncte între noi și de 11 puncte între noi și locul 2, adică ei. Hai să schimbăm și noi că ne luăm cu vorba, dar meciul ăsta se duce într-o direcție în care nu prea îmi place. Fă schimbări dacă ai cu cine. Da. O să-l sacrific pe Bogose, o să-l las până la sfârșit, pentru că nu am altă variantă. Da, și revenind, da, un meci în care la prima vedere mă așteptam să fie ceva mai greu, însă nu a fost să fie greu, ba din contră, am reușit să, nu știu, să schimb, să nu schimb, nu știu ce să fac efectiv. Las așa că n-are rost. Probabil că o să schimb ceva jucători, adică ultima schimbare. Paulinho cu Tănase. Nu, cu Ozuna, de fapt. Ozuna care a dat și un assist meciul trecut. Ok. Da, și am reușit să învingem și acel meci și ajungând, iată-ne, în situația de față în care nu mai avem mult și câștigăm acest titlu. Până la urmă, din punctul meu de vedere, e o chestiune doar de timp. Deschidem și scorul cu Craiova, ceea ce e foarte îmbucurător. Mans ajunge și la al 20-lea gol. Foarte bun Mans sezonul ăsta, din nou, ca și sezonul trecut. Și da, și am ajuns în situația de față în care ne putem conta titlul chiar din etapa asta, sper eu. Ne-au venit și copii, ne-au venit și iau tintei cu pe anul ăsta. Vreo 3 jucători interesanti care dacă mai cresc un pic în determination, profesionalism și așa mai departe, din mentoring-ul pe care îl vom face cu ei, cu jucătorii mari de la prima echipă, pot ajunge să fie niște jucători interesați. În rest, nimic, nimic special. Bun, haideți să vă arăt că v-am zis. Iată, Vitor 1-0, deci n-a fost chiar așa cum am zis eu. De fapt, 4-1 a fost Botoșani. Le-am încurcat un pic oalele, nu contează. 1-0 cu Vitorul. Gol înainte de pauză. De repriza a doua nu s-a mai schimbat nimic, dar am reușit să învingem și asta e tot ce contează. 7-0, acel 7-0 de care vă aminteam cu Astra, cred că scorul sezonului și cred că record în ceea ce privește un scor în Liga 1, mai ales în play-off. Iar apoi acel 4-1 cu Botoșani în meciul în care vă spuneam că, iată, aici ne-au marcat ei la 3-0 un gol la Iurea și am revenit noi cu un alt gol după aia. 4-1 cu Botoșani, un 4-1 în deplasare mai ușor decât ne așteptam și acum 1-0 acesta cu Craiova, urmând mai apoi, în cazul în care titlul nu-l câștigăm, să jucăm cu titlul pe masă cu Viitorul. Pentru că dacă ar fi, cum vă reaminteam, ca Botoșani să bată în momentul de față, ar face 37 de puncte, asta ar însemna 3 cu 14 puncte distanță, cu 15 puncte rămase în joc. Deci, practic, etapa viitoare, chiar dacă noi am câștigat și a câștigat din nou Botoșaniu, s-ar menține diferența de 14 puncte, însă ar mai fi în joc doar cât? 4, 5, 4, 3, 12 puncte. Deci, automat nu mai au cum să recupereze. Bun, ăsta a fost episodul. O să revenim la meciul cu... De fapt, haideți să vedem dacă câștigăm titlul. Haideți să continuăm un pic împreună. Să vedem ce face Botoșan, măcar să știm o treabă. Ar trebui să joace astăzi, cel mult mâine. Deci Viitorul ar putea face o surpriză în ideea în care noi ne-am chinuit un pic cu ei. De ce nu? Poate să-i chinui și pe Botoșani. Botoșani care vine după înfrângerea cu noi, poate au mai pierdut în moral și poate
scot măcar un egal, egalul ar fi mai mult decât suficient pentru a câștiga titlu. Egalul ne-ar duce la 16 puncte distanță. Deci s-ar încheia totul cu 15 rămase de jucat. Diferența ar fi prea mare. Nu joacă azi, deci joacă duminică. Duminică, noi mai apoi revenim vineri, aparent. Deci da, cum vă spuneam, dacă în momentul ăsta, dacă Botoșan va învinge și titlul nu, și nu câștigăm titlul acum, revenim în episodul de săptămâna, nu viitoare, ori săptămâna viitoare, ori peste două săptămâni, apar n-am, încă nu m-am hotărât cum o să fie programul pe săptămâna viitoare, însă revenim cu următorul episod din seria FCSB, cu meciul cu Viitorul, unde vom juca așa cum v-am promis cu titlul pe masă. Dacă, în schimb, acum Botoșanu se încurcă și titlul va fi câștigat matematic de noi, atunci voi reveni eu cu un episod, probabil tocmai la primul meci interesant sau important din noul sezon, probabil ceva preliminarii Champions League, o chestie de genul ăsta sau la un amical mai de lux, așa, ca să facem o recapitulare asupra lotului și schimbările care vor surveni la echipă sau ce s-a mai întâmplat în perioada de vară. Distanța totuși între ultimul meci și următorul este va fi destul de mare, încă nu vreau să vă las chiar așa fără recap-ul acela obișnuit cu care v-am... Iată, am câștigat titlul. Deci în momentul de față sunt 16 puncte distanță între noi și Botoșani, cu doar 15 rămase de jucat. Iată că Viitorul reușește să ne aducă titlul, ca să spun așa. A fost 1 minutul 32, însă Rivaldinho a marcat mai întâi, iar după aceea tabela nu s-a mai mișcat. San Paolo afară de la Bilbao interesează. Iată, câștigăm titlul. Am câștigat titlul foarte bine. Campionii, 2 ani la rând. Asta este foarte bine. Bun. Nu uitați că după episodul ăsta o să apară și episodul din seria Lazio, așa cum v-a promis. Nu uitați de like, share și subscribe. Nu uitați să lăsați coment cu orice. Comentul e important în general. Eu am fost Radu. Toate cele bune. Ciao. We'll be right back.